Bună seara și bine ați venit să vorbim despre vibrații înalte, terapii vindecătoare și aromaterapie. Îți mulțumesc că ești aici, sunt Laura Popescu, Magia Bucuriei. Te rog un like, lasă-mi un comentariu cu o inimioară dacă auzi bine, se vede bine. Te rog și share prietenilor tăi dacă vrei să afle și mai multe despre vibrații înalte, terapii vindecătoare și aromaterapie. Super! Îți mulțumesc și sunt recunoscătoare că ești aici, pentru că pe măsură ce eu împărtășesc, eu pot să dăruiesc și tu poți să primești și tu la rândul tău o să dai mai departe celor din comunitatea ta, pentru că doar pe măsură ce înțelegem noi ceva, dăm mai departe și este bine pentru toată lumea. Super! Bun, deci lasă-mi o inimioară dacă se vede bine, se aude bine, lasă-mi un like. Și dă și share prietenilor tăi să vadă, invite și în grupul Magia Bucuriei cu Laura Ioana Popescu, unde ai materiale valoroase și de fiecare dată mă bucur să îți împărtășesc tot ce este mai bun. Super! Bun, hai să vedem ce înseamnă vibrații înalte și dacă tu consideri că reușești să te menții pe vibrații înalte, ce înseamnă pentru tine vibrații înalte? Cum știi că ești pe vibrații înalte? Dacă în viața de zi cu zi îți dai prin intenție focusul să te duci mereu în vibrații înalte. Să facem mai simplu așa, fiindcă mie îmi place școala, dar un alt fel de școală, școală care este practică în viața de zi cu zi. Piramida conștiinței te face să conștientizezi care este vibrația. De la 0 la 1000, 1000 este iluminarea, 1000 este vibrații înalte, este făcută de Dr. David Hawkins, deci este validată științific și în felul acesta poți să-ți menții focusul dacă ești pe vibrații înalte. Și pe vibrații înalte înseamnă să ai mai mult gânduri acolo, în partea de sus a piramidei. Îți recomand să o printezi, îți recomand să o ai lângă tine, cel puțin o perioadă până când mintea ta se obișnuiește cu a înțelege ce înseamnă vibrații înalte. Hai să vedem cine știe din partea de sus a acestei piramide, care sunt acele gânduri, emoții, sentimente, trăiri care te mențin pe vibrații înalte. De la nivelul 200 este nivelul de responsabilitate, de curaj și în momentul în care ești curajos, fiindcă te-ai trezit, încă o nouă zi, faci un pas și ești curajos, ia spunem, deci îți dai seama că în fiecare zi când te trezești și faci un pas, ești curajos? Bun, deci suntem pe vibrații înalte în momentul în care facem un pas, deja suntem curajoși, fiindcă avem încredere în corpul nostru, în fiecare celulă noastră. Deci ai nevoie să conștientizezi acest lucru și de acolo în sus să te menții tot pe vibrații înalte. Bună seara, Carmen, bună seara, Mirela, bună seara, Aurelia, bună seara, Jenny, bună seara tuturor, bine ați venit și revenit! Deci vă mulțumesc încă o dată, vă rog să-mi lăsați acolo o inimioare, să-mi lăsați like, să invitați și prietenii în grupul Magia Bucuriei cu Laura Popescu, unde mi-am propus să vă fac mai multe astfel de materiale, bineînțeles dacă interacționați cu mine, pentru că timpul fiecăruia este valoros și pe măsură ce observ că primiți valoare din ceea ce vă împărtășesc, îmi este drag să investesc acest timp și să primiți din ce în ce mai mult. Super! Bun! Deci, hai să vedem, dacă vibrații înalte înseamnă un pas prin care ești curajos, cum se vedem asta în viața de zi cu zi, să fii curajos? Cu siguranță îți dorești să afli lucruri noi, îți dorești să și vină către tine lucruri noi și benefice și vreau să-ți împărtășesc ceva care pe mine m-a făcut să fac acest live și să beneficiez de el. Faptul că noi stăm în fiecare zi în fața ecranelor, de telefon, de calculator, de birou, oriunde, deci este un ecran, corect? Da? Cine este în fața unui ecran? Să-mi lase și mie acolo un da, o inimioară și să-mi spună că, într-adevăr, conștientizează că stă în fața unui ecran în viața de zi cu zi. Ce are asta de a face cu vibrație înaltă? Pe moment, nu-ți dai seama ce faci în fața ecranului, poate ok, te-ai așezat și ai treabă, ai ceva de finalizat sau pur și simplu citești ceva informativ pentru tine. Acum, întrebarea mea, pentru că pentru mine a fost wow și cred că și pentru tine o să fac așa wow, o mare diferență, din ceea ce citești, este de calitate pentru tine, te duce pe vibrații înalte,
te ajută să-ți menții gândurile, emoțiile, sentimentele acolo în vibrații înalte, încât tu să fii o persoană plină de lumină și de iubire? Ce zici? Dacă ești aici, cu siguranță îți recunoscătoare că suntem într-un loc în care împărtășim informații de calitate și eu cred, cel puțin pentru mine așa este, că ceea ce îți ofer îți dă o vibrație ridicată, fiindcă îmi dați feedback-uri după ce vă împărtășesc, că vă simțiți bine, că aveți conștientizări. Deci, ceea ce faci în viața de zi cu zi, cât timp stai în fața unui monitor, de telefon, de calculator, de laptop, de tabletă, îți dă vibrații înalte. Ok, uite, primesc aici răspunsuri că nu întotdeauna. Bun, ce vreau să-ți notez este să fii conștient, să fii prezent, să dai atenție. În momentul în care setezi intenția, ceea ce văd acum, ceea ce citesc acum, ceea ce urmăresc acum, îmi dă o vibrație înaltă, mă duce pe un nivel de recunoștință, mă duce pe un nivel de fericire, de iubire, sau mă duce în partea aceea joasă a graficului din piramida conștiinței. Mă duce în frică, mă duce în teamă, mă duce în furie, în supărare. Da? Deci urmărește, când stai cu un ecran în față, unde te duce? Deasupra liniei de curaj, în iubire, în iertare, în fericire, în sentimente de bucurie sau în vibrație joasă în care nu ai vrea să știi nimeni ce gânduri ai acolo, da? Bun, deci în primul rând, prin puterea intenției, o să conștientizezi din ce în ce mai mult. Și acum, fiindcă vorbim de vibrații înalte, cu siguranță ești o persoană care folosește astfel de ecrane, da? Deci acum ești aici. În momentul în care eu te rog, ok, dă-mi un da, dă-mi o inimioară, îți mulțumesc și sunt recunoscătoare și să știi că tu pentru mine creezi o vibrație înaltă, fiindcă îmi dai un feedback. Eu știu că ceea ce împărtășesc este de folos. În felul acesta eu pot să mă duc într-o vibrație mai înaltă. Și acum, a doua întrebare este, ceea ce lași tu ca și urmă pe aceste ecrane? Adică, când lași un comentariu, când spui un feedback, când împărtășești o postare, când faci o poză la un ecran, când dai mai departe o informație, este ceva de vibrații înalte. Ceea ce păstrezi pentru tine, poate în memoria telefonului, a calculatorului, a laptopului, sau dai mai departe. Nu știu, câteodată unii dintre noi, ca să nu zic că eu nu prea dau, deci foarte rar dau ceva mai departe, decât dacă este foarte valoros pentru mine și simt că face sens și pentru celălalt. Niciodată nu dau spam pentru altcineva. Deci dacă este ceva de vibrație joasă, care pe mine mă sperie ca și informație, în niciun caz nu-l dau altei persoane mai departe. Super! Bună tuturor! Văd că ați venit. O să rămână și înregistrat, așa că mă bucur din toată inima că ați venit chiar și mai târziu. Bun. Deci, hai să vedem. Conștientizează prin puterea intenției cât de mult stai în fața unui ecran și cât de mult ceea ce citești atunci când stai în fața ecranului îți este ție benefic. Cât de mult din ceea ce citești împărtășești mai departe și dai și celorlalți și cât de mult ești prezent, ești prezentă să pui tu valoare acolo în ceea ce este important pentru tine. Pentru că dacă tu spui un mulțumesc, dacă tu pui o inimioară, dacă tu pui o împărtășire din ceea ce faci în viața de zi cu zi și te menține pe vibrații înalte, altcineva care consumă din acest timp de stat pe media, fiindcă de ce ți împărtășesc acum? Fiindcă cineva mie mi-a împărtășit chiar și statistic cât de mult stăm în fața ecranelor. Deci stăm foarte mult. În medie, cel puțin 2 ore fiecare persoană stă cu un ecran în față. Bun. Și media este ce ne ține conectați împreună. Reușim să stăm și împreună, fiindcă suntem ființe umane, sociabile, dar în momentul în care petreci acest timp, un ecran în față, ceea ce alegi să lași să fie pe retina ta, să citești, ceea ce alegi să lași ca și informație, un comentariu, un share, o părere a ta, este contribuția ta față de ceea ce se întâmplă în social media. Super! Bun, bun. Îți mulțumesc din toată inima. Deci, vibrații înalte, terapii vindecătoare și aromaterapie. Acum, dacă este vorba de terapii vindecătoare, fiecare informație are puterea să-ți ridice vibrația sau să-ți o coboare.
Corect? Ești de acord cu mine? Deci, ți s-a întâmplat să primești o informație care, wow, dintr-o dată te-a făcut să zâmbești. Ai deschis telefonul, laptopul și ai zâmbit așa toată ziua. Poate chiar ai citit o glumă, poate ai văzut zilele trecute, ți-am pus o floare pe care am văzut-o pe stradă și ți-am spus că dacă te focusezi pe tot ce este mai frumos, atunci mintea ta o să capete un antrenament să vadă tot ce este mai frumos. Sau ți-am pus de când am mers la sală și acum merg pe bandă 60 de minute în fiecare zi, aproape în fiecare zi. Am avut ieri o zi în care m-am odihnit, însă corpul are nevoie și de odihnă. Și vreau să spun această întrebare, deci te-ai inspirat din ceea ce am împărtășit. Dacă ai văzut floarea pe care eu am pus-o, tu te-ai uitat mai mult către florile care erau în jurul tău? Bun. Știu că o parte dintre voi deja mi-ați lăsat chiar flori la postarea de ieri, așa că vă mulțumesc și vă sunt recunoscătoare. Și vreau să te întreb și dacă m-ai văzut că fac mișcare, fiindcă ți-am pus și imagini cu mine că folosesc și aromaterapia ca să pot să mobilizez să merg la mișcare. Dacă te-au inspirat să mergi mai mult, să faci câțiva pași suplimentari. Super, bun. Deci, uite, Gabriela, Carmen, ați spus că ați văzut și că v-a inspirat. Chiar vă mulțumesc, fiindcă mi-ați dat feedback și cu florile pe care le-ați avut în jur. Super, minunat. Și acum, legat de terapii vindecătoare. Fiecare dintre noi suntem plini de lumină în funcție de informația pe care o avem în interior. Și acea informație căreia noi îi dăm mai multă atenție, se amplifică în interiorul nostru. Corect? Deci dacă tu ești în interiorul tău cu un gând de recunoștință, cu un gând de mulțumesc, ca să te duci pe vibrații înalte, ai nevoie de recunoștință, ai nevoie de mulțumire. Vrei să spun metoda mea cea mai rapidă? Când poate nu am așa multe gânduri de mulțumire. Vrei? Bun, hai să-ți spun. Deci, metoda cea mai rapidă ca să te duci pe vibrații de recunoștință este la fiecare pas să spui mulțumesc, 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 fiindcă mergem în fiecare zi. Și în momentul în care spui mulțumesc la fiecare pas, mintea ta începe și caută conștient motive de mulțumire. Mai fac și altceva, este următorul pas după ce spun la fiecare pas mulțumesc, binecuvântez. Și mă uit la fiecare om pe care îl întâlnesc și îl binecuvântez. Îl binecuvântez din priviri, nu trebuie să spun cu voce tare. Îl binecuvântez să-i fie bine, să fie sănătos, să ajungă cu bine acasă, să fie bine cu cei dragi, să aibă ce să mănânce, să aibă cu ce să se îmbrace. Îl binecuvântez să aibă și el gânduri bune, să își rezolve ce are de rezolvat în viața lui de zi cu zi. Dacă faci aceste două lucruri, care sunt extraordinare, fiindcă sunt simple și ușor de pus în practică. Însă este o mare capcană. Ceea ce este simplu, ai tendința să nici nu îl bagi în seamă, tocmai pentru că este simplu. Hai să vedem. Deci cine îmi promite măcar că își notează pe foaie de hârtie și că de acum încolo folosește mulțumesc și binecuvântez. Super! Mulțumesc, Carmen, mulțumesc, Gabi, mulțumesc, Aurelia, super! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Deci, atât de simplu, pur și simplu mulțumesc la fiecare pas și binecuvântat fiecare om pe care îl întâlnești. Îți garantez că o faci în primul rând pentru tine. Tu ai să te duci pe vibrații înalte. Acum, vocea mea, dacă se schimbă, să știți că pe măsură ce faci acest lucru, observi în interiorul tău cum crește această vibrație, cum frumosul îl vezi acolo unde poate înainte nu era frumos și cum tu vezi în viața ta tot ce este mai frumos. Am să beau puțin apă. Mi-am pus un tricou și scrie pe el Positive Energy. Dacă vrei să vezi tot ce este mai frumos, înconjoară-te și cu mesaje care îți aduc aminte să vezi tot ce este mai frumos. Fiindcă chiar dacă ai să ai o zi mai puțin bună, în momentul în care vezi aceste mesaje, mintea ta o să înceapă să își reia focusul și să găsească tot ce este mai frumos. Astăzi ți-am trimis un e-mail și
Am rugat în e-mail să-mi dai un răspuns dacă te pot ajuta mai specific în legătură cu vibrații înalte, terapii vindecătoare și aromaterapie. Am primit un singur răspuns. Nu contează că este doar un singur răspuns scris, fiindcă am simțit energia celor care s-au gândit că și-ar dori să știe mai mult pe această temă despre vibrații înalte, terapii vindecătoare și aromaterapie. Însă acel răspuns a fost un răspuns bun pentru a răspunde tuturor, fiindcă o persoană m-a întrebat ce ne facem cu persoanele cu chakrele blocate și cu gânduri negative din preajma noastră. Cred că o să-ți fie și ție de folos. Așa este? Când tu vrei să fii pe vibrații înalte, tu vrei să faci lucrurile să fie din ce în ce mai bune în jurul tău, însă te întâlnești cu oameni care aleg să vadă doar ce este mai rău, care nu vor să găsească ceva bun în viața de zi cu zi. Bun, hai să vedem. Vrei un răspuns? Îi mulțumim persoanei care și-a dat din timp și să-mi scrie acest lucru, pentru că sigur o să fie de folos tuturor. Bun, și am să dau un exemplu printr-o poveste. Am plecat la o prietenă săptămâna asta în vizită, m-am urcat în taxi și domnul din taxi era negativist în legătură cu orice. Că nu este bună România, că nu este bună guvernarea, că nu sunt buni oamenii din jur. Am zâmbit și i-am spus că eu sunt un om bun și că nu reușește să mă vadă, fiindcă se focusează pe ceea ce nu merge. I-am zis cu zâmbetul pe buze, fiindcă eu știu despre mine că sunt un om bun. Domnul a zâmbit și a zis, da, știți, nu despre dumneavoastră zic despre toți ceilalți. Și i-am spus, pe măsură ce generalizați, dacă îmi permiteți să vă împărtășesc, nu reușiți să vedeți fiecare om separat și să vedeți câte ceva bun în fiecare. Ți s-a întâmplat și ție să fie cineva așa foarte încăpățânat în propriile convingeri și să vrea să-ți arate că nu este așa și că chiar nu reușește să găsească nimic bun. Am mers cu taxiul mai departe și domnului i-am zis, acum noi ne focusăm pe drum, corect, pe unde să mergem. Și dacă ne-am focusat pe un zid în lateral, cred că ne-am duce în acel zid. Da? E important să mergem pe drum și să ajungem la destinație. Deci ceea ce vreau să spun și ție este că dacă vezi obstacole, stai doar cu atenția pe unde poți să faci încă un nou pas, unde poți să înaintezi, poate obstacolul chiar te ghidează să mergi mai mult pe acolo pe unde îți este ție benefic și acolo unde a apărut un obstacol să poți să schimbi un pic direcția. Asta a fost unul dintre lucrurile pe care le-am spus domnului și apoi i-am dat paralela cu o grădină. Fiindcă într-o grădină, acum ajungem și la plante și la aromaterapie, dacă tu plantezi flori, da, fiindcă astăzi am tot folosit uleiul de roz cu vibrații înalte, l-am folosit fiindcă merg și de o perioadă la sală și pielea mea datorită transpirației s-a iritat pe anumite zone. Este cel mai rapid vindecător, cicatrizant mod prin care pot să-mi recuperez pielea, uleiul de roz taci de la doTERRA, fiindcă îl dau pe piele și imediat îmi recuperează. Și dacă tu ai o grădină în care ai plantat flori, să știți că domnul taximetrist chiar avea o grădină. Doamnă, să știți că am o grădină. Zic, foarte bine. Bun, ce ați plantat acolo? Păi câteva legume, câteva flori. Zic, bun, dacă dumneavoastră o să dați atenție buruienilor care cresc în jurul florilor, o să vedeți mai multe flori, mai multe legume din ce ați plantat sau mai multe buruieni? Păi normal, doamnă, că vreau să văd ce am plantat acolo, legume și florile. Nu înseamnă că nu există buruieni în jurul nostru, dar dacă te uiți la ele, uită-te doar cu scopul să le cureți și să poți să le eliberezi de acolo, încât să poți să lași florile să respire, să lași plântuțele celelalte să crească. Și lasă-mi, te rog, în comentariu dacă și ție îți place o floare și dacă atunci când ai găsit o floare a fost nevoie să te focusezi pe ea, a fost nevoie să dai la o parte poate buruienile și dacă o ai în grădina ta, dacă a fost nevoie să-i faci puțin spațiu, să o aerisești. Și acum revenim la vibrații înalte, terapii vindecătoare și aromaterapie. Ca să te menții pe vibrații înalte, tu ai nevoie să fii o floare.
Fii atent, fii atent în mediul tău, unde te baci, între ce buruieni. Nu înseamnă că nu e nevoie să stai și informat, să auzi știrile, să auzi ce se întâmplă în lumea aceasta. Dar nu te băga tot timpul în el. Revin la ce ți-am zis la început. Și lasă-mi, te rog, o inimioară, lasă-mi, te rog, un dat, dacă ai conștientizat că toți stăm cu ecranele în față. Deci dacă stai cu televizorul, stai cu telefonul, stai cu laptopul, cât timp stai pe informații care ție ți sunt benefice, care te cresc, care te lasă pe tine să înflorești din interior și să fii în acea vibrație înaltă în care dacă cineva trece pe lângă tine, la fel cum este o floare, ea nu înflorește pentru cineva, nu înflorește cu scopul să arate lumii cât este de frumoasă, dar nu te poți opri când treci pe lângă ea să nu te uiți la ea și să nu o admiri. Da? Deci dă-ți voie tu să te înconjori cu informațiile potrivite și tu la rândul tău să fii acea persoană care împărtășește informațiile potrivite pentru cei din jur, încât și ceilalți să poată să înflorească, să poată să-și arate frumusețea. Îți sunt super recunoscătoare de câte ori îmi dai un feedback, de câte ori îmi dai un like, de câte ori îmi dai un share, de câte ori îmi lași un comentariu, de câte ori îmi lași o floricică. Uite, îți mulțumesc, chiar acum mi-ai lăsat și în comentariu o floricică, pentru că în felul acesta, ceea ce eu dau mai departe, pot să dau mai mult. Deci și tu, la rândul tău, folosește acest avantaj. Deci arată din viața ta ceea ce este frumos, ceea ce te impactează pe tine și ajută și pe cei din jur. Și acum revenim la uleiurile esențiale. Vreau să spun doar despre câteva dintre ele acum. Nu plec la sală fără peppermint și fără wild orange. De ce? Peppermintul este uleiul inimii deschise. Cred că am să fac un alt live. Dacă îmi spui că da și că vrei să știi mai multe, o să fac un alt live în care îți povestesc mai mult despre emoții esențiale și despre fiecare ulei treptat, o să le luăm treptat, care scoate emoții negative și aduce emoții pozitive. Vrei? Ține legătura și vedem. Dar acum am să spun despre peppermint și despre wild orange. Deci nu plec fără ele la sală. De ce? Pentru că încă nu am suficient antrenament să fiu luminoasă, să fiu înflorită acolo când mă duc la sală. Deci după câțiva pași de mulțumesc, 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 mintea mea începe și trâncăne. Cine m-a pus? De ce am zis că merg o oră pe bandă? Da? Ți se pare cunoscut? Ți s-a întâmplat și ție să începi să faci ceva? Cine m-a pus? Cine a zis că trebuie să scriu un articol? Cine a zis că trebuie să fac un email? Cine a zis că trebuie să mă duc până nu știu unde? Deci mintea mea are foarte mult dialog. Și atunci îmi scot uleiul de peppermint doTERRA și inspir din el. Ok, bun. Îmi degajează respirația, îmi deschide inima, deci îmi scoate din aceste gânduri. Pentru că atunci când gândurile se duc în partea de jos a graficului, nu știu dacă observi, dar este mai roșie și este mai lată. Deci este mai gălăgie, sunt mai multe gânduri când ești în partea de jos a graficului din piramida conștiinței. Și când te duci în partea de sus, sunt mai puține gânduri și de mai bună calitate. Bun, am inspirat. Și atunci merg, merg și îi spun mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Mai fac ceva. Pun pe încheietura mâinilor. Vă închipuiți că la sală, am ales să mă duc la sală, fiindcă pe stradă am tendința să mă uit după floricele, după oameni și uit că am ieșit să merg o oră și atunci mă duc ca să merg o oră la sală, îmi pun pe încheietura mâinilor. Și atunci eu merg și observ că oamenii se uit, oare de unde miroase frumos? Deci pe măsură ce tu îți dai voie să folosești tot ce este mai bun și să fii pe vibrații înalte, tu înflorești și dai voie și celorlalți să se bucure de ceea ce este benefic pentru tine. Fiindcă vreau să punctez ceva, știu că sunt aici persoane care vor să ajute mai întâi pe ceilalți, așa este? Am fost și eu mult timp în categoria asta, dar să știi că m-am antrenat să mă ajut în primul rând pe mine și nu este din egoism, este din faptul că dacă eu sunt într-o stare bună, pot să-i ajut pe ceilalți. Ți s-a întâmplat și ție să vezi că dacă tot dai, 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 la un moment dat ți se golește rezervorul și atunci ai nevoie să te antrenezi conștient, să fii tu într-o stare bună, ca să ai de unde să dai. Înainte de a face un material live, inclusiv ca să fiu relaxată, ca să pot să
fiu în cea mai înaltă vibrație, câteodată dorm 10-15 minute, o jumătate de oră, pentru că somnul te bagă automat în starea teta, te liniștește, sau dacă nu am timp să dorm 15-20 de minute, o jumătate de oră, fac o meditație de 10 minute. Și atunci îmi dau voie eu să mă duc în cea mai înaltă vibrație ca să pot să dau mai departe. Bun. Lasă-mi acolo o inimioară, lasă-mi un comentariu dacă și tu te ocupi mai întâi de tine sau dacă măcar conștientizezi acum că e nevoie să te ocupi de tine. Și al doilea pe care îl folosesc, în primul rând pe încheietura mâinii și după aceea îmi pun și o picătură sub limbă, este de Wild Orange. Deci folosesc peppermint și Wild Orange. Wild Orange este citrică. Citricele sunt solare, te deschid, te fac să zâmbești și combinația aceasta miroase și foarte frumos. Pe măsură ce merg acolo pe bandă, vă închipuiți că miroase foarte frumos de jur împrejur. Uite, mulțumesc, Carmen, pentru feedback și tu de fiecare dată mă ajut să conștientizez că ceea ce vă dau vă ajută și puneți în practică și feedback-ul că ai început să ai din ce în ce mai multă grijă de tine mă bucură din toată inima și sunt recunoscătoare. Super, deci mulțumesc din toată inima. În momentul în care tu te ocupi de tine, deci dacă eu le folosesc pentru mine, în primul rând îmi este mie mai ușor să mă mențin pe vibrații înalte. În al doilea rând îmi este mai ușor să le spun și celorlalți cum să se îngrijească și cum să se mențină ei pe vibrații înalte. Pentru că vă închipuiți că schimb informații în jurul meu. Și mi s-a întâmplat să mi se spună, da, dar știi, oamenii nu vor. Zic, ce nu vor? Nu vor, uite, că eu folosesc ceva bun și vreau să le dau și lor. Da, dar tu folosești în preajma lor. Și a zis, nu, eu le folosesc mai rar, să nu se consume. Ok, bun. Dar pe măsură ce tu folosești, nici măcar nu este nevoie să te duci tu direct către el, ci pur și simplu, fiindcă miroși frumos, la un moment dat celălalt vine către tine și zice, dar ce miroase așa de frumos. Deci mie mi-este foarte ușor să împărtășesc, fiindcă pun pe încheietura mâinii și dacă văd pe cineva că se uită către mine, îi spun, vrei? Este picătură de ulei esențial pur terapeutic de la doTERRA, pe care eu și îl împărtășesc și îți dau și ție o picătură, una de peppermint și una de wild orange, îi dau să miroasă și în felul acesta am și împărtășit, fără să fiu agresivă către cealaltă persoană. Super! Bun! Deci, este ușor să dai mai departe atunci când tu folosești pentru tine. Dacă tu nu folosești pentru tine, nu ai cum să dai mai departe celuilalt, fiindcă rezervorul tău este gol și dintr-un rezervor gol nu ai cum să dai celuilalt care are nevoie de tine. Super! Și acum vreau să spun o întâmplare din Lisabona, că am fost la convenția doTERRA, care este o dată pe an și cine a fost acolo, lasă-mi un comentariu sau cine și-ar fi dorit să fie acolo. Și vreau să-ți împărtășesc că drumul este lung când pleci, când călătorești. Este normal, schimbi avioane, face parte din efortul nostru de a ne adapta, de a reuși să ne menținem pe vibrații înalte după o călătorie și după ce ne adaptăm să dormim într-un alt loc, să vedem cum interacționează oamenii dintr-un alt loc. Am ajuns acolo. Prietenele mele, Wild Orange și Peppermint, le-am avut și în avion cu mine, deci tot timpul m-am dat pe încheieturi, m-au ajutat și să respir ușor. Și când am ajuns la hotel, a trebuit să ieșim să căutăm un loc în care să luăm cina. Spre surprinderea mea, am găsit un loc în care nu am fost încântată de ceea ce am mâncat, ca să zic așa, ca să zic că nu am făcut o alegere prea bună cu ceea ce era de mâncare. Și am avut instant o stare de rău în organism, ceea ce nu este rău dacă stai să te gândești că începi să acționezi pentru tine. Și am început să pun în practică ceea ce te învăț și pe tine de fiecare dată. Lasă-mi, te rog, un comentariu, lasă-mi, te rog, un semn dacă și ție ți s-a făcut rău, că ai mâncat poate pe fugă sau poate ai mâncat într-un loc pe care nu-l cunoșteai, poate datorită drumului, datorită oboselii, ai făcut o alegere proastă în ceea ce ai mâncat și a fost nevoie să-ți vezi de treaba ta, să mergi mai departe. Bun. Vibrații înalte, terapii vindecătoare și uleiuri esențiale.
Nu plec niciodată fără un set care se numește kitul aromataj și de care ți-am mai spus în diverse webinarii și de care mă poți întreba. Am să spun și un formular ca să mă poți întreba. Și acest set l-am așa, într-o borsetuță și vreau să-ți arăt pe repede înainte așa, dar încât să-ți fie de folos și să poți să folosești această informație, cum să fii pe vibrații înalte. Sunt 8 uleiuri care se pun într-o anumită ordine. Toată durerea mea era la nivelul capului. Pentru că ceea ce am mâncat, am mâncat mult prea repede, nu eram nici hidratată, venisem după avion, după zbor, nu aveam încredere nici în ceea ce am mâncat și am simțit cum se învârte totul cu mine. Nu era scopul meu să mă duc să caut să ajung într-un spital sau altceva. Știam că nu mi este atât de rău, dar aveam nevoie să mă pun pe picioare, să mă bucur de următoarele zile. Și atunci am făcut ceva ce ți-arăt și ție ce poți să faci foarte rapid, să te duci pe vibrații înalte. Și bineînțeles mă poți întreba dacă încă nu ai folosit până acum uleiurile doTERRA, fiindcă ele se folosesc prin intermediul unui consultant. Dacă ai deja un consultant, mă bucur pentru tine. Dacă vrei să-ți povestesc eu mai multe, te vei înscrie pe formula. Și uite cum faci. Iei uleiul de balance, primul, pui o picătură în palme, îl inspiri, mulțumești, binecuvântezi toți oamenii care au contribuit la acest ulei, fiindcă folosim puterea binecuvântării, și apoi duci la nivelul capului. La nivelul capului avem terminații nervoase care sunt conectate și cu chakra coroană, fiindcă pe aici ne vine energie de la Tatăl Ceresc și ne dă voie să fim în cea mai înaltă vibrație, dar în același timp tu îți dai voie să eliberezi toată tensiunea pe care o duci în cap. Super! Deci balance, primul. Al doilea, lavandă. Așa am făcut și când eram la Lisabona și când mi s-a făcut rău și am zis că trebuie să-ți arăți și ție cum să te menții pe vibrații înalte. Inspiri. La lavandă am să te rog să frecționezi și urechile, fiindcă de-a lungul drumului acolo, când a fost drumul mai lung, am auzit și unele lucruri care nu mi-au convenit, legate de, mă rog, de bagaje, de schimburi, de alte lucruri. Și sunt sigură că și acea informație pe care n-am putut să o duc, la un moment dat s-a blocat aici, între cele două urechi și aveam și o mică tensiune în spatele urechii. Și atunci, deci, îți dai voie să dai drumul și la ceea ce n-ai reușit să digeri ca și informație. Deci, lavanda, fricționezi urechile și apoi la fel pui prin cap. Este al doilea ulei din acest kit aromatat și din această tehnică. Al treilea, titri. Titrii care te protejează energetic este preferatul meu, pentru că dacă ai mai ascultat materiale cu mine, știi că el m-a ajutat să ies dintr-o situație în care nu vedeam ieșire. Deci pui la nivelul capului, este cel pe care eu îl folosesc mult mai des, pentru că simt și gândurile când cineva este supărat. Normal că lumea are diverse gânduri și în momentul în care eu transmit o informație, cineva stă cu informație în față și simt dacă nu îi a picat așa de bine, iar titrii, să știi că mă ajută să înțeleg că fiecare poate să stea în propria paradigmă și eu să văd de ceea ce am de făcut și să împărtășesc informații cu oameni care sunt pregătiți. Al patrulea este un guard care setează limite. Dacă ai o piele sensibilă, aici te rog să pui și puțin ulei fracționat de cocos, fiindcă un guard are și scoțișoară și cuișoare. Dacă deja te-ai obișnuit cu uleiul esențial, o singură picătură și fiindcă o fricționezi la nivelul capului, este ok. Așa. Deci dacă le ai, te rog, fă o dată cu mine, dacă nu, o să-ți las un formular în care te poți înscrie și mă poți întreba mai multe. Aromataj este cel de-al cincilea. Este un blend din mai multe uleiuri, chiparos, busuioc. Acum, pe lângă faptul că îl fricționez la nivelul capului, am să spun un tips and tricks cu acest ulei cu aromataci, pentru că el conține busuioc. În momentul în care ești epuizat, fie busuioc, fie aromataci, pui pe palme, atingi palmele una de cealaltă și pui în spate, în zona rinichilor.
Rinichi, dacă ești într-o stare de epuizare, într-o stare de joasă energie pentru că ai tras de tine, pentru că te-ai epuizat și fizic și mental, au deasupra glandele suprarenale și sunt izvorul nostru de energie din interior. Și atunci pune o picătură de aromataci la nivelul rinichilor sau dacă e o picătură de busuioc. Dar fiindcă eu nu plec niciodată fără kitul aromataci, îmi pun o picătură de aromataci. Deep Blue, uleiul antidurere, care reușește să scoată durerile și mentale și emoționale. Deci pui la nivelul capului, în spatele cefei. Ok. Acum să te rog să mai faci ceva. Uite, vrei să te mai faci ceva? Hai să te mai faci ceva. Să eliberezi energia. Două mânuți așa în sus, ca și cum așa vrei să agăși ceva care este acolo prins. Și lași mânuța și faci. Ah. Ok, și scutură. Și încă o dată, și două și pe cealaltă, și cu amândouă. Super, bravo! Deci curăță și câmpul energetic și lasă și mintea să se coboare așa de pe unde s-a agățat și să revină aici în momentul prezent. Și ultimile două uleiuri, punem Wild Orange, care ne dă acea energie solară, așa, la nivelul capului. Ok, și inspirăm. Și mentă care ne trezește, deci pe părminte. Bun. Așa. Bun. Acestea au fost cele 8. Și vibrații înalte, terapii vindecătoare și uleiuri esențiale care ne ajută să ne menținem acolo pe vibrații înalte. Hai să vedem dacă ai întrebări specifice. Mă bucur că am interacționat atât de frumos. Îmi propun încă un live în care să-ți spun exact, dar dacă îmi spui că ți-a fost de folos acesta și mai vrei, un live în care să spun de la fiecare ulei din cele 8 ce emoții negative scoate și ce emoții pozitive aduce, conform cărții emoții esențiale, încât atunci când mintea conștientizează ce emoții negative scoate și ce emoții pozitive aduce, te ajută, este de partea ta să faci cu mai multă ușurință schimbările pe care tu le dorești. Bun. Deci hai să vedem. Deci dăm de veste dacă vrei pe viitor să-ți fac un live cu această carte care poți să lucrezi cu ea foarte, foarte bine terapeutic. Și din punctul meu de vedere, cineva care ar vrea să înceapă cu uleiurile esențiale ar avea nevoie de informații de aici, din cartea de emoții esențiale și de kitul acesta aromataci, care te ajută să te pui pe tine, pe vibrații înalte, în primul rând, și să-i ajut și pe ceilalți să fie pe vibrații înalte. Dacă încă n-ai interacționat cu uleiurile esențiale, îți las formularul și ai și o ședință de consultanță de 15 minute, încât poți să mă întreb, poate o să începi cu Wild Orange și cu Peppermint prima dată, sau poate să alegi kitul aromataci. Dar lasă-mi un mesaj dacă vrei să vorbim și despre cartea emoții esențiale. Apropo, o găsi și la noi și chiar avem o promoție cu transport gratuit până la sfârșitul lunii pentru cine își dorește să înceapă cu cartea emoții esențiale sau să înceapă cu un ulei în cazul în care își dorește un ulei. Super! Bun! Hai să vedem ce întrebări specifice ai. Am să mă uit puțin aici în chat. Am pus două chaturi, unul de pe Facebook și unul de pe partea de Zoom, fiindcă știu că unele persoane vor să intre pe Zoom sau nu au Facebook. Super! Deci, uite, vrem informații. Vrem informații pe care să le punem în practică. E o întrebare pe care ți-o pun și te rog să-mi răspunzi în chat. Pe care să le punem în practică, să le împărtășim și într-un comentariu, încât să mă ajute și pe mine. Te rog frumos să-mi spui dacă, pe măsură ce îți împărtășesc informații, intenționezi să îmi scrii și mie feedback cum te-ai simțit cu aceste informații. Dacă tu la rândul tău dai mai departe, scrii un comentariu. Super! Da. Așa. Uite, ați conștientizat că atunci când vrei să ajuți, să ajuți, să ajuți și nu te orientezi și pe tine, te săcătuiește de energie. Mulțumesc pentru acest feedback. Și eu am observat asta de-a lungul timpului, însă nu mă puteam opri datorită obiceiului de a ajuta, în primul rând, pe celălalt.
Nu mă puteam opri, însă este nevoie să încep cu tine și este nevoie să devină o practică, pentru că atunci când devine o practică, este bine și pentru tine, este bine și pentru cei din jur. Super, super, foarte bine. Bun, și deci văd că vrei să-ți mai împărtășesc, vrei să mai facem și pe viitor și cu cartea Emoții Esențiale, super. Hai să te mai întreb un singur lucru, dacă vrei să faci mai multă mișcare și dacă vrei să spun tips and tricks pe care l-am găsit eu ca să fac mai multă mișcare, pe lângă faptul că folosesc într-adevăr uleiurile esențiale pure de la Dotera, ce mă motivează pe mine și cum reușesc. Bun. Da, super. Nu este greu să faci mișcare când ajungi în locul în care faci mișcare. Deci, tot ce ai de făcut ca să faci mișcare este să faci inevitabil faptul că ajungi în locul în care faci mișcare. Eu îmi pregătesc o geantă în care îmi pun acolo și prosop și schimburi și ventuze și guașe și uleiurile esențiale și tot, dar este o geantă mare în care să nu stau să văd dacă are loc sau nu are ceva. Le bag pe toate acolo și după aceea ies din casă. Câteodată mai uit ceva, nu contează, cu timpul am învățat că pot să le am pe toate în acea geantă, dar în primul rând fă inevitabil să ajungi în locul în care faci mișcare. Dacă tu nu te ocupi de partea aceasta de pregătire, o să te superi că nu ai făcut ce ți-ai propus, dar pregătirea este foarte importantă și poate să fie inevitabilă. Deci dacă cumva ai un treadmill, știu că unii dintre voi mi-ați dat feedback că aveți așa un treadmill acasă și mă bucur pentru voi, fă inevitabil încât acel treadmill să fie liber, să nu aibă haine pe el, da, să fie frumos aranjat, nu știu, pune și wild orange și peppermint pe el. Deci fă inevitabil încât să-ți facă plăcere să mergi pe jos, fă inevitabil încât să ai Adidas și tricouașul, pantalonașii cu care mergi pe jos, fă inevitabil să faci acest prim pas. Da? Sună bine cine face acest prim pas ca să facă mișcare. Super! Deci fă inevitabil, pentru că dacă te-ai pregătit, îți este mai ușor să pornești. O mașină care stă pe loc nu este greu să meargă dacă deja a pornit. Așa suntem și noi, suntem o mașinuță, dar ai nevoie să te pornești din acel loc încât să poți să te menții pe drum. Super! Bun, deci eu aștept în continuare să vă înscrieți pe formular sau să-mi puneți întrebări, să invitați și prietenii în grupul Magia Bucuriei cu Laura Popescu pe Facebook, fiindcă acolo, în cazul în care nu știai și nu ai intrat până acum, ai și un masterclass Iluminarea, care este cadoul meu pentru tine, este traducerea făcută de mine, unde Viana Stibalcea, care a scris cărțile de Theta Healing și a împărtășit internațional tehnica, pentru care eu mi-am luat 24 de certificări. Nu contează certificările, fiindcă de fapt contează practica. Înțelegi că pe măsură ce am avut din ce în ce mai multă siguranță în ceea ce fac, primii mei clienți, de fapt, nu au fost cei care m-au întrebat câte diplome ai. Au venit lângă mine și au zis, vreau să lucrez cu tine. Și am zis, ce vrei să lucrezi cu mine? Și păi nu știu, că te simt așa, că o să mă ajut să rezolv ce este în viața mea. Deci pune în practică, pentru că pe măsură ce pui în practică, vin și rezultatele. Super! Terapii vindecătoare, vibrații înalte și aromaterapie și hai să binecuvântăm și toți oamenii care contribuie să avem un ulei esențial dacă alegem să-l folosesc, să-l folosim fiecare dintre noi, pentru că un singur lucru să-ți mai spun, am aflat de la unul dintre mentorii mei, eu dau mai departe educație, dar mă educ continuu, că la nivel internațional există o organizație, United Nations, care stabilește 17 priorități pe care omenirea întreagă se focusează. Și dacă tu ești între primele priorități de acolo, cu obiectivele tale, cu ceea ce faci în viața de zi cu zi, ești pe calea cea bună. Și printre obiectivele de acolo este obiectivul ca în lume să nu existe sărăcie. Îți spun, în momentul în care tu îți cumperi un ulei esențial pentru tine, să știi că doTERRA este o companie internațională care ajută oamenii din
locurile în care ei nu au altă speranță pentru că nu știu ce să facă altceva decât să lucreze pământul. Și cererea de porumb, de grâu, nu este mare pentru că există suficient la nivelul întregii planete. Îi ajută să planteze mentă, să planteze rozmarin, să planteze tot felul de plantuțe, ghimbir, turmeric și alte plantuțe care sunt specifice locale și să câștige din ce în ce mai bine. Deci pe măsură ce tu-ți cumperi pentru tine un ulei esențial de calitate, contribui și la eradicarea sărăciei. Și este la nivel internațional focusul ca să se dea la o parte această foamete și sărăcie. Tot la nivel internațional este scopul să ne educăm și să dăm mai departe această educație. Este printre primele, deci între top 5. Și pe măsură ce tu folosești și îl înveți și pe cel din jurul tău să folosească tot ce este mai bun, prin obiceiurile tale, prin ceea ce folosești tu, este din ce în ce mai bine pentru întreaga omenire. Super! Bun, deci înscrie-te pe formular și de-abia aștept dacă vrei o sesiune de claritate, dacă vrei să te ajut să ai și tu un ulei sau dacă vrei să ai dintre workshop-urile pe care le-am creat cu mult drag și iubire și de-abia aștept pe viitor să fac materiale care să te ajute. Îmi poți lăsa întrebări, mă ajută, deci atunci când stai cu ecranul în față să-mi spui ce este important pentru tine, ce ai dori să mai afli și ce întrebări ai încă fără răspuns și la care eu aș putea să-ți aduc răspunsuri din ceea ce am eu în interiorul meu ca și educație, din ceea ce folosesc în practicile mele și din experiența mea de mii de ore terapeutice cu cei din jurul meu. Super! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Sunt Laura Popescu, Magia Bucuriei și mulțumesc și binecuvântez că ai fost aici alături de mine. Dă-ți voie să fii pe vibrații înalte, să fii tu o lumină și să folosești tot ce este mai bun. Mulțumesc! Înscrie-te pe formular dacă ai nevoie de lămurie și dacă te pot ajuta cu uleiurile esențiale ce te duc pe vibrații înalte. O seară magică! Mulțumesc, mulțumesc!